că ai râs cu tata... Da? Înainte și după, nu? Da. Și progresul, așa. Ba, cred că pot să pun și aici la încărcat, dar oricum am baterie de rezervă. Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Încă suntem în mașină, dar am ajuns la cazare. Să nu bat aerul condiționat, să se audă nașpa. Fără tati. Tati săracu a rămas să muncească. Și noi am venit să ne cazăm. Ce face tati? Face treabă acolo. Face treabă, face multă treabă. Face și noi o să ne odihnim. O să ne relaxăm. Unde e liniște și bine. Și așteptăm să vină proprietarul să ne dea cheile și mama să e. Ne cazeze. Mama e. Deci Felix îl tot să căie pe Daniel. Stai că l-am prins de picior. Te-am prins, mama e. Te-am prins. Uite, știu ce. Vai, Meleșa, dar ce-i la gurița ta? Să te prindă. Vai de mine. Iar de te joacă, uite-te la el. Dacă a dormit bine, că a dormit până aici. Normal că iar de joacă. Dar să vedem, oare găsim vreun șervețel umed? Da, dacă nu. Oricum, când mai merg la cumpărături, mai cumpăr, dar am să vedem întâi ce găsim la cazare. Deci trebuie să avem bucătărie, trebuie să avem mai multe chestii. Dar să vedem exact ce și cum. Ca să... Ei! Ca să vedem după aia ce ne lipsește, ce trebuie să mai cumpăr. Ia stai, mamai, mă tot așa să vă șterg la guriță. E aici, au de-aia de nisip, dar cred că aveți atâta loc să mai coborăți. Hai, mă, mamă, că am loc. Da. Trebuie să dai jos centura, nu? Am ajuns la cazare, este o locație frumoasă. Bine, sunt așa câteva căsuțe unde nu este nimic deocamdată, nu locuiește nimeni și toată curtea este doar a noastră. Și intrarea în curte e acolo unde se vede poarta asta și e dita mai curte. Așa, asta e casa unde vom locui. Și este o curte foarte, foarte mare, mai are și în spate grădină. Au copiii loc să alerge o grămadă, aici un foișor mic. Și aici intrăm în căsuță. Papala. Și aici este așa o sufragerie cu șemineu. Da. Dar ne uităm imediat. Aici zona de servit, masa, o baie, mare. Dar de ce nu se aprinde becul? Nu de aici se aprinde becul? Vezi că să l-ai aprins pe și în baie unde se aprinde aici? Ah, pe partea asta. Așa. Hai să aprindem lumina în baie. Așa. Unde e cealaltă baie cu duș? Sus, mămică. Hai, putem să ne uităm sus. Așa că era asta. Ciorbă și tu ai zis că... Da, ea vrea ciorbă. Acum vrea ciorbă să-i fac acum. Nu știu unde am rămas mai devreme. Aici, cum ziceam, este o bucătărioară. Baie. Și să mergem puțin și sus. Că acolo e ieșirea la garaj. Aici e o debara care e încuiată pentru binele copiilor să nu intre peste tot. Și aici sunt mai multe camere, dar noi avem aici așa un dormitor pentru 3 persoane, un pat dublu și un pat de o persoană.
cu camere destul de spațioase. Și mai avem un alt. Aici mai este încă un dormitor cu două paturi. Hai, dar unde dorm eu? Aici o să doarmă Melissa și mamaie. Și tu unde o să dormi, Daniel? Aici dorm Felix tu. Da, și Daniel o să doarmă acolo și mami o să doarmă cu Felix aici. Da, și aici mai este o baie cu duș. Da, dar pe asta o închidem ca să nu intre Felix. Și aici ne-au pregătit și un pătuț, că nu știu dacă Felix mai doarme în pătuț, dar oricum e cam mic acest pătuț, e de bebeluș. Acum nu stai să aici. Să nu faceți prostioare, da? Nu faci. Vreți să veniți jos? Da. Poți să mergi, uite, te ții de perete. Baia. Ce-a rămas din ea? Ce-a rămas din ea? Nu știu, de vitate schimbate, nu? De fapt. Da. Aici, acolo nu mai e nicio ușa. Nu știu să... Trebuie și tot. Aici stai cu panșor. Să nu mai e. Bun venit, un dezastru. Bine ați venit la șantier. Am auzit că regii. Am fost puțin la Florin, dar e dezastru ce e la apartament. Acum am făcut niște cumpărături din Lidl, deși aș fi preferat din Kaufland, dar Lidl-ul mi-era puțin mai la îndemână. Și acum să merg la copilași, cred că și lor le este deja foame, să facem ceva de mâncare, să-i pregătim de somn. Este 5:20, a trecut ziua. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar când am făcut rezervarea, mi-a arătat că sunt vreo 20 de kilometri până la cazare. Și de fapt sunt vreo 40 de kilometri. Deci practic ce n-am condus eu de când sunt în România, o să conduc zilele astea. Că deja am aproape 100 de kilometri conduși. Că sunt 42 cu 42, cu ce m-am mai învârtit pe aici, cu plus că mă mai duc acum încă 42. Deci o să am vreo 120-130 de kilometri conduși într-o singură zi. Poate nu par așa mulți, dar na, sunt destui, că petreci o grămadă de timp în mașină, pierzi mult timp în mașină. Vreo două ore cred că le-am pierdut în mașină, cu ce mai urmează să pierd. Dar asta e. Se vede oricum progres, pentru că deja baia e aproape toată scoasă, mai e foarte puțin. Electricianul a tot săpat deja prin toată casa, acolo prin pereți, prin astea, ca să tragă instalația electrică, să o schimbăm, să fie totul bine. Și este foarte, foarte, foarte mult praf și foarte multă mizerie. Și avem un container închiriat unde să punem gunoiul, dar sincer nu stă gunoiul prea mult. Bine că sunt chestii pe care oamenii le mai folosesc, probabil ca lemn de foc sau ușile le-au luat pentru lemn, pentru foc, lambriul de pe perete au venit și l-au luat, stăteau la coadă pentru calorifer, pentru cadă, pentru chestii din astea, așa ca să le ia să le ducă la fier vechi, probabil. Ideea este că prea mult gunoi nu o să avem, dar în schimb moloz este ceva. Na, ce să facem? Oamenii mai refolosesc lucruri, bine, la foc majoritatea și nu așa, cine știe ce, că nu pot să spun că aruncăm lucruri prea bune. Ce era așa mai bun, am mai dat și noi pe la oameni. Bine, să pornesc, că este deja cald în mașină, să dau drumul mai tare la aer condiționat și să merg spre copilași. Nu mai am energie deloc. E bun? Desertul. Cred că e 8 ceasul sau de ce trag clopotele pe aici? E de la biserică? Nu știu. Ia să vedem cât e ceasul, că nici nu mai știu cât e ceasul. Da, este 8 și 3 minute după ceasul meu. Nu se vede de cop. Din curte se vede mai. Abia aștept să ne băgăm la somn. Mama, mai puteți? Acă, un pic, un pic. Ești șlafăn, ești șlafăn. Tu te șlafăn. Da. Am mai făcut aici mâncare cu mamaia, am făcut o, adică încă nu e gata nimica, dar urmează. O supă cu legume ștăieței și o mâncărică de cartofi cu cârnăciori, ca să avem pentru mâine și mai ales să le dăm la copilaș supică.
Nu poți să papi, Felix, ai nevoie de ajutor? Aoleu, nu pune, nu te șterge de haine. Vai de mine. Vai de mine. Tu nu te-ai șters, n-ai șters pe tine, da, Felix? De-aia a făcut, dar nu mă dolegi. Bravo, dar știu când erai mic, numai cu mânecile te ștergeai. Aha, mai ții minte? Noroc că a venit vara și nu mai are mânecă lungă. Acum nu, că nu mai ai mânecă lungă. Da, asta iarnă când aveai mânecile lungi, numai cu mânecile te ștergeai. Abia aștept să mă băgăm. Nu te ștergeai cu mânecile, hai să mergem așa puțin pe afară. Da, ce să ții? Poți să mă aștepți aici? De unde e calul? Sus. Dar te aștept afară. Nu. Dar vrei să te aștept la ușă? Nu. Te aștept un pic afară. Acolo. Mami, uite-te! Uite-te! Dar du-te și zic că mama e acolo la bucătărie. Mami, m-am răzgândit. Ține ușa. Te-ai răzgândit? Mai bine. Că te-ai răzgândit. Se aude clopotul frumos. Da, și cum ziceam, aici e foarte mult loc. Mai devreme când am plecat am întors mașina aici în curte, dintr-o singură mișcare, n-am avut treabă. E foarte mult loc. Și probabil vor să amenajeze și căsuțele astea două, tot așa să le dea probabil... La cineva? Da, să le închirieze așa în... Să facă căsuțe de vacanță. Și așa mai departe aici, așa foarte frumos se poate sta la umbră. E foarte frumos, brăduți. Aici se aude că aici e bucătăria, aici e geamul de la bucătărie. Și aici mai este o grădiniță, o curticică. Bine, totul este îngrădit, este fain. Și au loc, deci cred că nici nu pot copiii să alerge dintr-un capăt în celălalt, că obosesc. Atâta e de mare. Și zicea nenea astăzi pe aici că are... Nici s-a făcut ceapa. Zicea că are coacăze negre pe aici, dacă vrem să le culegem. Da. Nu le-am mai cules. Noi am gustat. Și v-au plăcut? Sunt acătare. Da, primi. Așa? Dulceața îmi place, da. Dulceața? Așa simple. Da, dulceața care e acră? Păi nu, că dacă faci dulceață mai pui zahăr. Și nu mai e chiar așa de acru. Nu-ți place zahărul? Și aici cred că trece trenul, are sau ce se aude? Da, trece tren. Da, se vede puțin trenul. Oricum, acolo unde se văd copacii pe acolo, așa toată porțiunea aia, pe acolo trece râul Olt. Vii și tu, suntem foarte aproape de Sfântul Gheorghe. Și aici sunt două leagăne. Și acolo ce v-ați jucat? Ați adunat un loc pentru gricat? Ce ați adunat acolo? Prune din astea? Dar astea nici nu s-au copt. Dar nu le mâncăm, doar le adunăm să nu fie obosit. Aici tot așa un foișor. Să poți să stai să mănânci. Și acolo sunt văcuțele în spatele tău. Și acolo sunt văcuțe, da, dar nu pot veni aici că este gard. Unde da. Să vină vacile aici? Poți să ne dăm amândouă un leagăn? Hai să ne dăm amândouă un leagăn. Oh, ce bine e! Ce bine e ud! De la ce să fie ud? Nu știu. Nu are cum să fie ud. Mă ajut? Să-ți fac un pic de vânt? Da, și pare să te bagi în apă. Păi dacă hai. Fac așa, uite ce puțin. Hai, dacă așa fac așa, mi se face și mai puțin. La ce când ai așa? Cam scârță e. Mai trebuie uns. Uns? Cu ce? Poți să mă dai tale? Cât de tale? Poate zbor din leagăn. Ține-te bine că tu ai și popușa. M-a dus țină tu când.
te o punem aici. Vezi, păpușa era de vină. Cine, păpușa? Da. Hai, am cumpărat-o de la Kaufland. De la Kaufland? Da. Și mai e la o silenă. Și n-am mai găsit-o. Nu mai am găsit-o, că a luat-o altcineva. Dar dacă mai pun altă silenă, o să o găsim. Cândva, nu știu. Dar și dacă plecăm de aici. A, nu, tata, mami, de data asta mers prima dată la Lidl. Stai frumos să nu cazi. Am reușit să editez și eu vlogul. M-am retras aici în puțină liniște, 10 minute, să 10-15 minute, cam așa, să editez. Și acum... Mămică? Da, mămică. Și acum, ca din nou, ceașul și mămică. Nu-ți mai dă ție? Cam zis câte 15 minute. Că astăzi n-au primit telefon, tabletă, nimic. Și am zis că le dau câte 15 minute. Daniel, oare n-a sunat ceasul? Cum nu? Păi atunci cine a avut prima dată? Da. Tu ai avut prima dată și a sunat ceasul la tine. Da, dar mai pot încă de ce? Măi, Melissa, măi. A fost pe mică. Ia stai un pic. Melissa asta e foarte șmecheră. Voi, le-am dat telefonul câte 15 minute, dar am zis că-mi sună ceasul, să-mi spună. A sunat ceasul și mi-a zis că la el n-a sunat ceasul, că la Daniel a sunat ceasul și că să-i mai dau ei o tură. Mama, asta e gata. Gata? Da. Atunci... Și la supă și-o spus câte din alea băgăm. O mâniță, cât să nu iasă zeamă prea. Okay. Mama este, uite la filmulețele mele. Da, să uităm. Nu scapă mama niciun filmuleț, mă, că e așa mie un pic ciudat când cineva se uită la filmulețele mele, adică de față cu mine. Mie nu-mi place să mă aud așa în general sau să mă văd. Și încă 15 minute și încă 15. Și încă 15 minute și încă 15 minute și încă mâine și încă poi mâine. Pentru astăzi a expirat porția. Hai că trebuie să ne pregătim de somn. Mucuță, ești cam răsfățată. Gata, dragilor, cam atât în acest filmuleț, în sfârșit se încheie ziua. Abia aștept să bag nasul în pernă. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și vă aștept cu mare, mare drag în filmulețul următor. Pa!